Circo Italiano Bonaccini a campat lângă parcarea de la Kaufland, unde și-a montat marele cort pentru spectacol care poate adăposti peste 1000 de spectatori. Artiștii italieni au pregătit un spectacol cu adevărat senzațional pentru spectatorii buzoieni. Robotul Transformers și Roata Morții sunt doar câteva dintre atracții. Anul ăsta venim cu o noutate foarte importantă pentru și suntem primii, să zicem, în România. Avem mașina Transformer, e unicată, primii care am adus-o în România și o să o prezentăm și la publicul din Buzău. O noutate, să zicem, din Europa. Între altele, o să avem un spectacol nou, o fantazie hawaiană cu baleturi, ne tragem în zona de Hawaii, de mare. Plus de asta o să avem un număr foarte simpatic de cățeluși cu porumbei, pentru că știți că animale în circ nu se mai poate deține, și avem ceva mai micuț ca să totuși aducem ceva la public ca să poată să vadă. Nici anul acesta nu lipsește Roata Morții. Nu lipsește și nu o să lipsească. Anul ăsta o să fie, cum să spune, puțin mai nebun, o să fie mai în formă. Spectacolul este atât pentru copii cât și pentru părinții și bunici. Artiștii vin pentru a doua oară la Buzău, iar acum au revenit pentru că la prima vizită au avut sala plină, iar spectatorii au rechemat la scenă prin aplauzele lor. Plus o să avem comicitate nouă, o să avem, cum zice, o să avem de prezentat la public ceva mai nou, diferit de anul trecut, și sperăm să placă la public anul ăsta. Așadar, spectacolul va fi pentru copii, bunici și părinți. Pentru toată familia. O să fie un spectacol pentru toată familia, de la cel mai mic la cel mai mare, o să se distreze. Este pentru ultima dată în acest an când Circo Italiano Bonaccini mai poate fi văzut la Buzău. De la noi, artiștii pleacă direct pe litoral, unde au foarte multe cereri pentru spectacolele lor.